matrimonială. În legătură cu acest caracter compozit al convenției matrimoniale și al capacității de a încheia o convenție matrimonială, aș dori doar să precizez și să punctez ce a spus doamna profesor, că se cere capacitatea pentru a încheia căsătoria. În legătură cu acest aspect, trebuie să facem diferența între cele două momente. Avem momentul încheierii convenției matrimoniale și momentul încheierii căsătoriei. În cazul convențiilor matrimoniale încheiate înainte de încheierea căsătoriei, apreciem capacitatea de a încheia convenția matrimonială la data încheierii convenției matrimoniale și nu la data încheierii căsătoriei, moment ulterior, ceea ce înseamnă că și condițiile sunt diferite. De ce s-a vorbit că este nevoie de forma autentică notarială și s-a spus că notarul în Franța este artizanul acestor convenții matrimoniale? Pentru că în Franța, spre deosebire de dreptul românesc, sunt niște facilități fiscale acordate celor care au statutul de persoane căsătorite. În ceea ce privește legislația fiscală românească, nu există asemenea deduceri fiscale. Ca să vorbim și de lucruri mai pământești. Respectiv, nu există deduceri fiscale decurgând din calitatea de persoană căsătorită. Chiar țin să punctez o interpretare diferită a regimului legal al comunității reglementat în prezent de codul familiei cu privire la devărmășia între soți, în ceea ce privește impostul pe venitul din tranzacțiile imobiliare. Știți că pentru orice tranzacție imobiliară, notarul public este obligat să stabilească, să încaseze și să vireze impozitul. Din punct de vedere civil, bunul dobândit în timpul căsătoriei este coproprietate comună de vărmașă, ceea ce înseamnă că nu au determinată cota parte care le revine. Din punct de vedere fiscal, trebuie să-i tratăm ca entități diferite, împărțim prețul și calculăm impozitul pe fiecare soț, fără a face referire la comunitatea legală de bunuri. Convențiile matrimoniale au cea mai mare legătură cu dreptul notarial. Deși în dreptul privat românesc nu există o veritabilă ramură de drept, să sperăm că vom reuși prin competența și prin modul în care vom face față la modificările legislative să stabilim cel puțin în ceea ce privește domeniile în care suntem implicați, că putem să fim recunoscuți ca o veritabilă ramură de drept. Și avem în vedere aici experiența francezilor. Dar spre deosebire de francezi, unde notarul francez stabilește, este artizanul regimurilor matrimoniale, acolo sunt soții își construiesc propriul regim matrimonial, îmbină reguli din toate regimurile matrimoniale pe care le cunosc și au mai multe regimuri decât noi. În România, prin convenția matrimonială, nu se poate alege decât un singur regim matrimonial. Este exclusă îmbinarea regulilor care guvernează cele trei regimuri distincte. Regimul comunității legale, regimul comunității convenționale și separația de bunuri. Dar, așa cum va prezenta și doamna profesor Marieta Avram, codul civil consacră mutabilitatea regimurilor matrimoniale, adică posibilitatea de a fi schimbate în timpul căsătoriei. Și în ceea ce privește modificarea convenției matrimoniale, articolul 336 spune: convenția matrimonială poate fi modificată oricând înainte de încheierea căsătoriei. Și se referă după aceea la formele de forma autentică, articol 330, 332, obiectul convenției și formalitățile de publicitate. Dar să facem un exercițiu de imaginație. Nu vedem care ar fi impedimentul, nu văd care ar fi impedimentul pentru o modificare convențională a convenției matrimoniale în timpul căsătoriei. Pentru că se poate modifica convențional regimul matrimonial, da? Dacă a trecut un an de la încheierea căsătoriei. Modificarea regimului matrimonial inițial nu se poate face decât printr-o altă convenție matrimonială. Ceea ce înseamnă că putem distinge între două posibilități. Modificarea convențională a convenției matrimoniale prin care se schimbă însăși regimul matrimonial, dar putem să fim în situația în care, în timpul căsătoriei, soții convin să rămână sub regimul matrimonial inițial ales, să spunem regimul comunității convenționale, și nu fac decât să adauge o altă clauză. Inițial au convenit doar clauze cu privire la gestiunea comună a bunurilor dobândite în timpul comunității convenționale și ulterior, pe parcursul dobândirii bunurilor, doresc să stipuleze și o clauză de precipun.
În acest caz, nu am fi în ipoteza modificării regimului matrimonial, pentru că acesta ar fi al comunității convenționale, ci am fi în ipoteza unei modificări convenționale a convenției matrimoniale. Bineînțeles, supusă acelorași reguli de publicitate, de formă și publicitate. Și îmi permit aici să revin la ceea ce, la discuția care a fost despre simulație. Și, și o să-mi permiteți să mă orientez mai bine. Știți cum este, un jurist are și probleme cu tehnica. Articolul 313 a fost o discuție cu privire la necesitatea reglementării simulației în materia convențiilor matrimoniale și s-a invocat ca articol de text 313 aliniat 3. Și cu voia dumneavoastră să-mi permit să-l citesc, sper că nu reușesc să-l găsesc. În care spune, neîndeplinirea formalităților de publicitate face ca soții să fie considerați în raport cu terții de bună credință, ca fiind căsătoriți sub regimul matrimonial al comunității legale. Deci premiza este neîndeplinirea formelor de publicitate. Și articolul 331, simulația, actul secret prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modifică regimul matrimonial pentru care sunt îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege, produc efecte numai între soți și nu poate fi opusă terților de bună credință. Deci cele două ipoteze avute în vedere sunt diferite. Textul articolului 313 vizează neîndeplinirea formelor de publicitate, pe când simulația vizează întocmirea unui act public pentru care s-au respectat condițiile de fond, formă și publicitate privind regimul matrimonial ales prin convenția matrimonială, ci printr-un alt act secret se alege un alt regim matrimonial. În ceea ce privește forma actului secret, pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, acest act secret nu poate îmbrăca decât forma autentică, dacă se dorește să constate o convenție matrimonială. Pentru că legiuitorul a avut în vedere forma autentică ad validitatem a convenției matrimoniale. Dacă s-ar dori să se aplice regulile generale sau practica judiciară va statua altfel, nu este niciun fel de problem. Pentru că vă spun că dacă notarul autentifică o convenție matrimonială prin care modifică regimul matrimonial inițial pe care l-a dus la cunoștința publicului, este obligat să respecte formalitățile de publicitate. Și atunci nu mai este act secret. Și vreau să vă spun, în ceea ce privește obligațiile de publicitate, îmi place că devenim mai activi. În ceea ce privește formalitățile de publicitate ale convenției matrimoniale, există o dispoziție foarte clară și vreau să o precizez. Neîndeplinirea unei forme de publicitate nu este acoperită de neîndeplinirea celorlalte forme de publicitate. De simpla publicare a convenției matrimoniale, este articolul 334, aliniat 4, teza a doua. Îmi cer scuze, îmi pregătisem disertația despre convenția matrimonială într-o anumită formă. Acum o revizuiesc în funcție de ce s-a discutat. E permis o întrebare în legătură cu simulația, înainte de a trece mai departe, doamna notar, dacă binevoiți. Notarii nu prea sunt experți în simulații, că n-au voie să le facă, da. Eu m-aș referi doar la această problemă a formei de care trebuie să o îmbrace actul secret. Este o chestiune foarte serioasă și importantă care, dacă ar fi așa, ar răsturna o literatură și o practică de multe, multe decenii. Deci, actul secret în prezent, în niciun caz nu poate să fie act autentic, pentru că la acest act autentic are acces publicul și își pierde caracterul secret. Se face deosebire în literatură între actul înregistrat la o autoritate competentă, cum ar fi, de exemplu, contractul de închiriere sub semnătură privată înregistrat la finanțe, care nu îl face să fie public prin faptul că primești un număr acolo și odată, dar actul autentificat sau chiar înscris în cartea funciară încercează să mai fie act secret, este act public. Și atunci, dacă ajungem la concluzia asta că noul cod civil
actul în secret trebuie neapărat să îmbrace forma autentică, înseamnă că răsturnăm o concluzie pe care a tras-o literatura în decurs de multe decenii și aș avea îndrăzneala să cer niște argumente mai solide, eventual chiar de text, pentru a ajunge la o asemenea concluzie, pentru că nu ne este, sincer spun, nu ne este ușor să abandonăm un principiu stabilit în doctrina de drept civil de multe, multe decenii. Deci ar trebui niște argumente foarte solide pentru a ajunge la concluzia că un act secret ar putea fi autentic. Adică îl poate consulta oricine, de fapt. Nu. N-am spus că un act secret este un act autentic. Am spus că o convenție matrimonială nu poate fi întocmită decât în formă autentică. Dar deci, spus că actul secret trebuie să îmbrace forma autentică. Nu mai este secret. În concepția tradițională. Eu vă spun că dacă soții sub semnătură privată aleg un alt regim matrimonial decât cel care a fost, pentru care s-au îndeplinit formalitățile de publicitate, actul secret invocat, bănuiesc că în cadrul unui proces, va fi dedus judecății dumneavoastră și dumneavoastră veți ajunge la concluzia că acel act secret nu îndeplinește condiția de formă ad validitatem cerută de lege pentru a fi o veritabilă convenție matrimonială. Aceasta a fost argumentația. Da, dar sensul unui act secret este tocmai acesta, că nu știe nimeni decât părțile. Actul autentificat nu mai poate fi un act secret. E o contradicție în termen pe care încercăm să o lămurim, dacă ne ajutați. 329. Alegerea unui alt regim matrimonial se face prin încheierea unei convenții matrimoniale. Sub sancțiunea nulității absolute, convenția se încheie printr-un înscris. 330 și 331. Actul secret prin care se alege. Ori dacă alege, ar trebui să fie o convenție matrimonială, pentru că avem articolul 329. Un alt regim matrimonial sau se modifică regimul matrimonial pentru care sunt îndeplinite, nu poate fi opus. Din corroborarea acestor trei texte, 339, 329, 330 și 331, se trage concluzia că această convenție matrimonială, fiind act autentic, nu văd cum l-ar modifica printr-un act secret. Dacă dumneavoastră, ca magistrați, veți avea un act secret și... Păi, iertați-mă, dar... Iertați-mă, dar eu cred că în materia convențiilor matrimoniale, convenția matrimonială nu reprezintă în materie de simulație care discutăm decât o particularizare a dispozițiilor cu caracter general de la simulație. Numai puțin. Cu toate acestea, ne spune articolul 1289, aliniatul 2, contractul secret nu produce efecte nici între părți dacă nu îndeplinește condițiile de fond și nu de formă. Deci, cu alte cuvinte, actul secret nu mai este act secret, iar textul de la 331 ar fi fără aplicare. Ori legea este dictată în sensul de a produce efecte și nu de a nu produce niciun efect. În opinia dumneavoastră ar însemna că dacă actul secret trebuie încheiat tot în, să îndeplinească tot cerințele de formă, să fie încheiat tot la notar, nu mai este act secret, este act public. Și atunci sunt o acte publice. Eu aș fi canalizat altfel puțin și când a fost doamna profesoară, dar am zis ca să nu enervez colegii, să vedem dacă există într-adevăr neapărat o simulație în teza a doua de la articolul 331, spune, bine, prima teză prin care se alege un alt regim matrimonial, deci ar fi un act anterior încheierii căsătoriei, să spunem, până când ajungem la ofițerul de stare civilă, noi l-avem confecționat în scrisul chiar în subsemnătură privată și aici, sau se modifică regimul matrimonial pentru care sunt îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege. Din modul de redactare al textului, a rezultat că există deja o convenție și eu o modific. Ori a modifica ulterior, oare mai este simulație sau este intenția de revocare a unor dispoziții din actul, din convenția matrimonială anterioară? Pentru că actul secret, pentru a exista simulație, din câte am învățat și noi prin facultate, trebuie să fie